să vă zic, uitați, m-am gândit că mai este încă o zi până trăsnimbim Maica Domnului și Maica Domnului are multe denumiri. La Maica Domnului, eu știu, dacă ar fi într-o zi să ne gândim câte rugi se îndreaptă către Maica Domnului și câți oameni strigă către Maica Domnului. Și din diferite locuri, oameni care stau poate pe un pat de spital, oameni care sunt într-o suferință, mame care nu știu ce să mai facă cu copiii lor care nu-i ascultă, oameni care nu mai văd o bucurie în viața lor, care nu-și mai găsesc o direcție. Și Maica Domnului răspunde. Maica Domnului răspunde. Sunt multe denumiri, sunt multe numiri ale Maicii Domnului. Dacă ne uităm așa în cărțile de cult, găsim laude către Maica Domnului și în moment când Maica Domnului mai cinstită decât teruvimii și mai slăvită fără de asemănare că serafimii. Sau îi spunem către Maica Domnului, bucură-te, rug. Știți de unde vine rug? Rugul care l-a văzut Moise. Arzând, spune și nu se mistuia. Bucură-te, rug, bucură-te, ușă, bucură-te, rai. Și cine o simte pe Maica Domnului că o simte prezența ei, se simte ca în rai. Bucură-te, scară care urci de pe pământ la cer. Sunt multe, porumbiță prea curată, cădelnițe de aur, sunt multe denumiri. Dar cred că cea mai frumoasă sau cea mai duioasă laudă către Maica Domnului, aceea în care o numim mamă. Maica Domnului ne este mama noastră și atunci din cele care ajung, din mamele care ajung la mine și îmi spun de suferința copiilor lor, îmi dau seama că ar prefera aceste mame să sufere ele de două ori mai mult o suferință și să nu sufere copiilor. Maica Domnului, cea mai frumoasă laudă care spune că este mamă. Și o mamă nu doar că empatizează, nu doar că te compătimește, o mamă suferă împreună cu tine. Uneori parcă suferă mai mult mama decât copilul. Și cred că este cea mai frumoasă denumire, gândul ăsta care îl avem, că avem o mamă acolo în cer. Dar în același timp, noi putem spune oricum Maicii Domnului mamă. Așa cum la liturghie vedeți că spunem și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznirea te chema pe tine, Dumnezeu cel Ceresc Tată. Adică trebuie să avem o pregătire ca să numim pe Dumnezeu Tată, la fel că să avem o pregătire ca să numim pe Maica Domnului mamă. Nu putem spune, Părintele Arsenie Papacioc așa spune, că cineva se ruga către Maica Domnului și spunea, Maica Domnului, arată-te ca și o mamă, să simt prezența ta ca și o mamă iubitoare. Și spune că a răspuns Maica Domnului și eu i-a spus, arată-te ca un fiu. Adică până nu avem inima asta de fiu, până nu avem conștiința că suntem fiii Maicii Domnului și nu ne putem comporta oricum, nu putem vorbi orice, nu putem gândi orice, până nu avem conștiința asta că suntem fiii Maicii Domnului, nu putem să numim Maica Domnului mamă. Și să vă mai zic și vă las că e târziu, vă zic o istorie frumoasă de la Sfântul Paisie Ageriton. Se spune că ținea postul ăsta al Maicii Domnului fără să mănânce nimic. Și poate chiar că de schimbarea la față gusta câte puțină pâine. Și la un moment dat spunea că într-un post al Maicii Domnului au fost trimis de la o mănăstire către o altă mănăstire. Și fiind nemâncat, fiind slăbit de post, spune că pe drum i s-a făcut un pic rău, a simțit o slăbiciune în trup. Și s-a gândit că dacă cumva o să cadă, o să leșine, o să-l vadă oamenii, pelerinii din Sfântul Munte și cumva o să-l blameze și o să spună, uite, ce călugăr care postește până cade jos din picioare. Și cumva să nu se blameze biserica, să nu se blameze postul, spune că s-a retras undeva într-un loc mai ferit. Și atunci a venit gândul la Maica Domnului și a spus, pare Maica Domnului nu m-ar putea ajuta. Gândul, primul gând. Și al doilea gând, știți care a fost, ce a spus? În delicatețea lui a spus, da, ce Maica Domnului e aici ca să-mi dea mie de mâncare. Și spune că în momentul ăla, i s-a arătat în Sfântul Munte o femeie cuvincios îmbrăcată, și știm cine era, care a venit cu o pâine caldă și cu un ciorchine de struguri. Și a dat, uite, ia în numele Maicii Domnului. Și atâtea l-a primit în mâini. Și când părintele au povestit întâmplarea asta unor alți călugări, unor părinți, cineva din mulțime l-a întrebat, Părinte Paisie, dar ce gust avea ciorchinele sau ce gust avea pâine? Și a spus așa, dar tu crezi că m-a mai lăsat inima să mai gust din ele, să mănânc? Crezi că m-a lăsat inima să le mănânc? Bineînțeles că le-a păstrat. Bineînțeles că le-a păstrat. Da. Și Maica Domnului ne este aproape. Numai să strigăm către dânsă. Numai să strigăm. Cred că nu avem un dar mai mare care l-a făcut Dumnezeu sau nu avem o bucurie mai mare în viața asta decât Maica Domnului. Decât Maica Domnului. Și într-adevăr spune cineva că Maica Domnului supărată pe cei care nu-i cer nimic. Dar parcă nu putem ceri oricum. Și parcă nu putem ceri orice. Parcă nu putem ceri orice. Dar cea mai mare bucurie, într-adevăr, îi să simțim prezența ocrotitoare a Maicii Domnului. Și cine simte prezența asta, se simte că este în rai. Să o rugăm să ne arate vrednici de așa o cinste, să îi putem fi fii ai Maicii Domnului și să ne ocrotească și să ne poartă de grijă mereu și aici și dincolo în Împărăția cea veșnică. Amin, amin, amin. Să fii sănătoși. Da, nu știu.